vestea dimineții despre Pavel Bartoș. Este cumplit ce s-a întâmplat cu iubitul actor. Pavel Bartoș a povestit câteva momente din copilăria sa. Puțin știu că actorul a trecut prin momente extrem de grele în adolescență. Pavel Bartoș și-a pierdut tatăl la vârsta de 16 ani, dar a fost nevoit să treacă peste acele clipe și să aibă grijă de familie. Cum a fost copilăria lui Pavel Bartoș? Am fost cel mai mare dintre cei patru frați ai mei. În primul rând, pe vremea noastră, părinții lucrau în două schimburi, mama, într-un schimb, tata, într-un schimb, ca să fie cineva care să aibă grijă de noi. Se mai întâmpla ca amândoi să lucreze în același schimb, iar atunci eu eram cel care avea grijă de frații mei, eu făceam de mâncare. Așa am fost crescut, niciodată nu am considerat că este o dramă în viața mea că eu trebuie să am grijă și să-mi cresc frații. Așa erau și toți ceilalți copii din jurul meu. Când oricine altcineva din familie, dintre frați, făcea ceva, eu eram cel tras la răspundere sau pedepsit pentru că nu am avut grijă de ei, pentru că nu am fost atent, a spus Pavel Bartos. Actorul a trecut prin momente extrem de grele în copilărie. Pavel Bartoș a rămas fără tată pe vremea când avea doar 16 ani. Din această cauză el a trebuit să se maturizeze mai repede pentru a avea grijă de familia sa. A trebuit să devin, cumva, bărbatul din casă. Nu neapărat capul familiei, dar a trebuit să mă responsabilizez dintr-o dată. Din copil am devenit un adult foarte responsabil deja de la 16 ani, a trebuit să mă gândesc să-mi găsesc un loc de muncă pentru a putea să-mi ajut familia. La liceu încercam să-mi găsesc joburi part-time, iar pe vremea aceea erau foarte puține și foarte greu de găsit, a povestit Pavel Bartoș pentru Viva.